Candidații pentru obținerea capacității preoțești de la nivelul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au susținut în cursul zilei de ieri examenul scris fiind declarați admiși în urma depunerii dosarelor. Pentru sesiunea august 2021, un număr de 37 de persoane. Proba a fost găzduită de Centrul Eparhial Iași la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae. Conform regulamentului, la examenul scris au putut participa doar cei care au primit binecuvântarea chiriarhului în urma analizei dosarelor, iar cei care vor promova proba scrisă vor susține mai departe proba orală și interviul în perioada 11-13 august. În funcție de notele obținute, candidații vor putea să-și aleagă un loc în parohiile vacante de la nivelul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.